Fălticenii. Suntem pe meleaguri fălticenene, în locul unde s-au adunat parcă toate forțele și trăirile unor ilustre spirite culturale, făcând din vechiul târg de odinioară o mică Florență și al treilea centru cultural din România. Mai mult, peste 100 de personalități din literatură, jurnalism, artă plastică, sculptură sau dramaturgie își leagă numele de fălticeni. Mihail Sadoveanu, Ion Irimescu, Grigore Vasiliu Birlic, Matei Milo, Nicolae Labiș sau Ion Creangă sunt doar câțiva. Trăim perfecțiunea formei imaginate de maestrul Ion Irimescu și ne adâncim în universul cunoașterii atât de iubit de oceanograful Mihai Băcescu. Pentru că nimic nu este întâmplător, pașii oricărui drumeț se opresc la poarta paradisului lumii, faunei și florei marine. Muzeul Apelor, care poartă numele academicianului Mihai Băcescu, personalitate științifică de renume mondial. Cu acest spirit enciclopedic își intersectează destinul o școală de renume, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu din Fălticeni. Ceea ce în prezent este Colegiul Tehnic Mihai Băcescu a început prin a fi, în 1920, școala secundară de fete Principesa Elena. În anii ce au urmat, școala a devenit școală pedagogică de fete, liceu teoretic și grup școlar. Numele de Mihai Băcescu este adoptat în 1998 de către grupul școlar de atunci, pentru ca, în 2007, să obțină statutul de Colegiu Tehnic. În prezent, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu formează generații de specialiști în informatică, științe ale naturii, științe sociale, filologie și domenii tehnice, electronică și automatizări, tehnică de calcul, transporturi, design vestimentar, electromecanică, turism și alimentație publică. În 2007, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu devine singura școală din județul Suceava cu titlul de școală europeană. Același titlu a fost obținut pentru a doua oară și în 2010. Aceste distincții, acordate de Ministerul Educației, au fost posibile datorită rezultatelor obținute prin derularea, până în prezent, a celor peste 50 de proiecte europene. Proiectele au fost implementate în cadrul programelor europene FARE, POST-DRU, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig. Prin programul FARE au fost dotate ateliere și laboratoare cu aparatură de ultimă generație pentru ca tinerii să învețe conform cerințelor profesionale din orice țară europeană. Laboratoarele de electrotehnică și electromecanică utilizează aparatură digitală, simulări pe calculator, instrumente noi și performante. Laboratorul AutoCAD este dotat cu programe pe care copiii învață bazele proiectării. Orele de clasă obișnuite devin mai interesante cu ajutorul suportului multimedia, ce poate fi utilizat în laboratorul multimedia și în centrul de documentare și informare. Accesul la internet permite elevilor și profesorilor să-și pregătească lecțiile, să-și elaboreze materiale, referate, prezentări, proiecte. Un spațiu special din centrul de documentare și informare este dedicat lecturii, având cărți din diferite domenii, de la artă sau geografie, la știință sau beletristică. Pentru că trăim într-o epocă a tehnologiei, nu lipsesc laboratoarele de informatică unde copiii învață de mici bazele programării. Creativitatea este încurajată în toate disciplinele, dar în mod special în atelierele de textile. Aici, fetele dau frâul liber imaginației și creează colecții de modă și diferite accesorii și decorațiuni. Dotările permit să le confecționeze efectiv, învățând toți pașii de la schiță la obiectul final. Creativitate se cere și în arta culinară, iar elevii au ocazia să-și demonstreze abilitățile gastronomice și de servire în laboratorul de alimentație. În urma celor peste 50 de proiecte europene, 200 de elevi, 70 de profesori și 200 de părinți și-au îmbogățit experiența și abilitățile profesionale și personale.
Cele 55 de clase par neîncăpătoare pentru cei 1500 de elevi înscriși atât la profilul teoretic, cât și la cel tehnologic. Experiența și profesionalismul cadrelor didactice, idealurile comune, determinarea și pasiunea de a transmite ne-au unit. De aceea căutăm în permanență să fim mai buni și mai performanți, să le dăruim elevilor noștri cele mai valoroase cunoștințe și abilități. Domeniile pe care se pune accent sunt, la ora actuală, cele mai căutate specializări și răspund cerințelor pe piața muncii la nivel local, național și internațional. Dezvoltarea personală și profesională a elevilor nu este sprijinită doar de profesorilor, ci și de specialiștii de la cabinetul de orientare și consiliere școlară și de la cabinetul psihopedagogic. Prin activitățile specifice se încurajează orientarea individuală în carieră în funcție de abilitățile și pasiunile fiecăruia. Activitățile extrașcolare reprezintă o verigă importantă în dezvoltarea personalității, creativității și stimei de sine. Îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea valorilor umane se ating prin varietatea proiectelor educaționale dezvoltate în școală. Creativitatea este încurajată în toate aspectele, de la modul de prezentare a proiectelor, la activități extrașcolare și chiar la amenajarea propriilor clase. Timpul liber este de asemenea un bun prilej de învățare și dezvoltare. Elevii, alături de profesori, organizează excursii, spectacole muzicale, concursuri, ateliere de lucru și diverse proiecte. La revista școlii Anii de ucenicie, elevii lucrează ca într-o adevărată echipă de redacție. Vorbim cu mândrie despre performanțele elevilor din școala noastră. Rezultatele deosebite obținute la concursuri și olimpiade școlare, atât la nivel județean și național, cât și la nivel internațional, reflectă sârguința elevilor, precum și profesionalismul cadrelor didactice, care au un rol important în formarea cetățenilor europeni de azi și de mâine. Succesul în viață nu se poate atinge fără un sistem puternic de valori. Ceea ce tinerii învață, în primul rând, sunt respectul pentru cultură, societate, spiritualitate și tradiție. Colegiul Tehnic Mihai Băcescu formează mai mult decât tineri profesioniști bine pregătiți. Formează tineri bine pregătiți pentru a deveni oameni de valoare. Toate acestea fac din școala noastră o poartă deschisă pentru viitor.